Ciao, dragilor! Bun venit la o nouă pastilă de psiho! Dacă în pastila anterioară am vorbit despre merite și despre recunoașterea lor, astăzi o să vorbim despre atribuirea vinei. Cum e la școală? Mi-a dat nota 4, am luat nota 10. Adică atunci când am primit o notă mică, profesorul de vină, el mi-a dat-o. Iar atunci când am luat nota 10, eu am muncit pentru ea, eu am luat nota. Creierul face chestia asta pentru că are nevoie să se conserve. Atunci când are nevoie să se conserve în felul în care, în felul lui de randament maxim, adică nu vrea să fie foarte mult afectat. Este foarte sănătos pentru creier ca vina să fie dată pe celălalt. Asta nu înseamnă că este sănătos pentru noi sau pentru relațiile pe care le avem. Atunci când se întâmplă un eveniment negativ, avem tendința să dăm vina pe celălalt sau pe mașină sau pe obiect sau pe cine a fost acolo prezent și mai puțin pe noi. Pentru că dacă am dat vina pe noi, am tot sta, poate, și ne-am auto-nvinovățit. Mă, dacă făceam așa atunci, nu se mai întâmpla așa. Adică eu sunt de vină. Adică uite ce fraier am fost în situația asta. Și sunt o grămadă de gândiri din astea profunde lungi, de ruminații, aș putea să spun, care, bineînțeles, ne afectează echilibru, ne afectează somnul și atunci creierul, ca și primă reacție, are atribuirea vinei în exterior. Tu ești de vină și nu sunt eu de vină. Tu mi-ai dat nota 4, eu am luat nota 10. Dar în relațiile noastre, fie că sunt de cuplu, fie că sunt profesionale, fie că sunt cu copiii, pentru celălalt nu este foarte confortabil să se simte el vinovat pentru deciziile tale. Prin urmare, pentru a avea relații sănătoase și a trăi în echilibru și armonie, trebuie un pic să regândim atribuirea acestei vine. Asta nu înseamnă că ne auto-învinovățim și acum cădem în cealaltă extremă, cea a tristeții profunde, că suntem vinovați, că am făcut tot felul de greșeli mai mici. Nu, departe de mine gândul, nu vă încurajez să faceți asta. Doar că atunci când o acțiune s-a terminat cu un rezultat mai puțin plăcut sau mai puțin dorit, să reluați acea acțiune, să o regândiți, măi, unde am greșit, cu intenția de a face mai bine data viitoare. Fără judecată, ok, atâta am putut la ora aia. Cu resursele mele de atunci, cu experiența mea de atunci, cu inteligența mea de atunci, chiar dacă a fost ieri, a fost mai mică decât azi, pentru că în urma experienței am mai dobândit niște idei noi, ei, cu resursele mele de atunci, atât am putut. Acum, în urma experienței, am câștigat niște idei foarte valoroase. Hai să văd cum pot să o fac mai bine. Voi cum stați cu atribuirea vinei? Vă încurajez să-mi scrieți în comentarii și haideți în grupul Pastila de Psiho cu Andreea Dobrițan, că o să găsiți foarte multe lucruri interesante acolo și o să vă placă. Vă îmbrățișez, dragilor! Ciao!